Atelierul de lucru pe tema viitorului mineritului din Valea Jiului, organizat de către Primăria Municipiului Petroșani, Gerom Internațional și Universitatea din Petroșani, a programat în cea de-a doua zi de dezbateri prezentarea unor lucrări referitoare la industria minieră. Printre autorii acestora s-au numărat, în principal, profesorii de la Instituția de Învățământ Superior din capitala Văii Jiului. Sesiunea de dezbatere a fost coordonată de către Gavril Baican, consilierul personal al ministrului delegat pentru energie, Constantin Niță. Toate aceste discuții convers spre ideea că trebuie să se găsească soluții și de a defini ceea ce se va întâmpla într-o perioadă imediată și pe termen lung cu privire la energetica pe cărbune. Deci asta a fost sesiunea de dimineață în care au fost aduse multe, multe puncte de vedere. Ultima zi a atelierului de lucru derula sub genericul Exploatarea resurselor minerale convenționale în contextul dezvoltării durabile s-a încheiat cu o vizită efectuată la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă Petroșani. Tot vineri a fost vizitată și expoziția permanentă găzduită de către sediul Gerom, în cadrul căreia sunt reunite o serie de echipamente miniere, dar și un segment al coloanei fără sfârșit, realizată de către Constantin Brâncuș la atelierele centrale Petroșani, în prezent Gerom Internațional S.A.